Fiți binecuvântați. Iar fiți binecuvântați. Suntem din nou înaintea Cuvântului lui Dumnezeu și dorim să ne hrănim cu fructele vieții. Continuăm cu seria de prezentări legate de puterea cuvintelor și pentru astăzi am ales un verset care se găsește în Marcu, capitolul 11, versetul 24. De aceea, vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. De ce trebuie să cerem noi lucruri de la Dumnezeu? Oare nu știe Dumnezeu tot ceea ce avem noi nevoie? Oare trebuie să-L informăm noi pe Dumnezeu? Am spus și cu altă ocazie. Dumnezeu știe. Știe toate lucrurile. Dar am dat exemplul acela în care fiecare dintre noi știm că copiii ne iubesc, dar ne face plăcere atunci când vin și își manifestă iubirea prin ceea ce spun. La fel este și cu rugăciunea și cu credința. Credința trebuie manifestată prin ceea ce vorbim. De aceea Biblia spune aici, orice lucru veți cere. Este nevoie să mergem înaintea lui Dumnezeu și să cerem. Nu că l-am informat noi pe Dumnezeu, ci asta este o dovadă că Dumnezeu poate să ne rezolve ceea ce cerem. Este de asemenea un alt lucru foarte important și anume că tot ceea ce vorbim are putere. Să ne aducem aminte că Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt. A spus și s-a făcut. Credința vine în urma cuvântului. Pentru că vine în urma auzirii. Dar ca să auzi, trebuie ca cineva să vorbească. Mântuirea. Am citit în ocazia trecută că dacă mărturisim pe Iisus Hristos ca Domn și credem în inima noastră că Dumnezeu l-a înviat din morți, vom fi mântuiți. Mântuirea, credința, creațiunea, toate au avut de-a face cu cuvântul. Aș vrea să înțelegem cât de importante sunt cuvintele. Pentru că dăm atât de puțină importanță cuvintelor. Biblia vorbește și într-o ocazie viitoare o să încercăm să înțelegem și ce ne spune în cartea Iacov. Că cine știe să țină în stăpânire limba, știe să țină în stăpânire tot trupul. Aș vrea să fim atenți și astăzi la ceea ce vorbim. La ceea ce transmitem. Pentru că doar ni se par niște cuvinte. Dar cuvintele acestea, odată spuse, nu le mai putem întoarce. Undeva se vor așeza și vor avea efecte. Mă rog lui Dumnezeu ca vorbirea noastră să fie o vorbire care să reflecte credința, care să reflecte bucuria, care să reflecte pacea pe care Dumnezeu a așezat-o în sufletul nostru. Vă doresc și astăzi să aveți o zi plină de binecuvântări și o viață de biruitori. Fiți binecuvântați!